Dumneavoastră sunteți internist, infecționist. Clasica medicină internă, care o întâlnim întotdeauna, medicul internist din spital, dar care este specializat pe boli infecțioase. Deci, în toate spitalele de boli infecțioase, aici la Matei Balș în București, de exemplu, sau la Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj sau așa mai departe, cei care lucrează acolo cu pacienții, cu bolnavii care au boli infecțioase mai grave, sunt specialiști infecționiști, deci de boli infecțioase. Dar cercetările dumneavoastră s-au axate mai mult pe partea experimentală a biologiei, a medicinei interne. Așa este, așa este. Deci eu sunt medic, văd pacienți, dar în plus față de asta fac cercetare și cercetarea noastră se ocupă cu sistemul imunitar, cum acționează el, cum lucrează el în diferite infecții și cum ne apără împotriva infecțiilor. Acum, ne-ați putea spune mai multe despre problema actuală a virusului COVID-19. Are un istoric acest virus? Deci, acest virus face parte din familia coronavirusurilor, care este o familie foarte mare. De exemplu, toate virusurile obișnuite ale răcelii, răceala obișnuită care o facem de 3-4 ori într-o iarnă, care ne curge un pic nasul, și acelea sunt tot coronavirusuri. Sunt din aceeași familie de virusuri. Acelea sunt niște virusuri care dau infecții foarte ușoare, bineînțeles, în care aproape nu le simțim. În același timp sunt și alte coronavirusuri, cum a fost SARS-ul acum 10 ani sau cum a fost MERS, care a apărut în jur de 4-5 ani în urmă și care, slavă Domnului, nu mai le găsim deocamdată decât mersul foarte puțin. Acelea erau mult mai grave, aveau o mortalitate mai mare. Coronavirusul actual, COVID-19, este undeva între, nu este nici atât de ușor precum virusurile răcelii, dar nu este nici atât de grav pe cât SARS-ul. SARS-ul avea o mortalitate de 10%. Gravitatea infecțiilor cu COVID-19 este cam aceeași ca gravitatea unei gripe. Gripa sezonieră, care se face în fiecare an, care este un sezon de obicei începând noiembrie până prin martie, în perioada rece a anului și care, din păcate, încă face victime, dar victimele sunt în special oameni care sunt fragili din punct de vedere al sănătății, fie din cauza vârstei foarte înaintate, fie din cauza unor boli intercurente, unor boli unor comorbidități, le numim noi, oameni care au un diabet foarte grav sau au alte anumite boli respiratorii și așa mai departe, aceia sunt mai susceptibili să facă formele mai grave ale bolii. În rest, aceasta este o infecție care a apărut acum câteva luni, luată de la un animal, din undeva din China. La fel ca marea majoritate a infecțiilor umane, practic 80% din infecțiile pe care noi le avem, la un moment dat în istorie au fost luate de la animale și acesta este un nou exemplu. Și vor fi multe exemplu și în continuare, în viitor, deci acesta este un proces natural într-un fel, și noi le dăm virusuri la și alte infecții la animale și ele ne dau nouă, deci în momentul când ești în contact cu alte ființe, există o șansă să primești o altfel de infecție. Nu este una din cele mai grave, dar nu este nicio infecție ușoară, fiindcă gripa este o infecție serioasă. Și atunci, din cauza că pentru prima dată a pătruns în populația umană această infecție cu COVID-19, din cauza că nu avem niciun pic de memorie imună a unei astfel de infecții, un număr mai mare de persoane este susceptibil să facă infecția. De fapt, mai mare decât gripa dintr-un singur motiv, fiindcă gripa avem de mulți ani și mulți dintre noi deja au făcut gripă și au o anumită memorie imună care ne apără împotriva gripei. Împotriva la COVID-19 nu avem însă această memorie imună, deci există șansa ca mai mulți oameni să fie infectați, dar gravitatea nu este mai mare decât a unei gripe obișnuite. Una dintre cele mai importante contribuții științifice pentru care sunteți recunoscut este această memorie pe care o are sistemul imunitar. Cum funcționează această memorie? Memoria imunitară, memoria sistemului imun se bazează pe faptul că celulele din sângele nostru, celulele albe, globulele albe, numite leucocite din punct de vedere științific, în momentul când întâlnesc un virus sau o bacterie care ne dau o infecție, înregistrează această informație sub forma unor
transformări chimice ale ADN-ului din nucleul lor, care este ușor modificat, în așa fel încât să identifice mai ușor data viitoare virusul sau bacteria care dă infecția respectivă. Aceste mici modificări chimice duc și la expresia unor proteine pe suprafața celulelor albe, care se numesc receptori, care sunt ca niște antene care simt, sau nu văd că nu au ochi, simt, să zic, ca niște mâini care simt virusii sau bacteriile care circulă și care ne infectează la un moment dat. Ei, aceste modificări chimice duc că la un moment dat celula are mai mulți dintre acești receptori la suprafața ei și îi este mai ușor să recunoască infecția respectivă. Este ca și cum noi, de exemplu, ne întâlnim cu cineva pe care l-am întâlnit prima oară, pe care nu-l recunoaștem inițial, întâi trebuie să facem cunoștință, să știm cine este, dar a doua oară când vedem persoana respectivă, ne este mult mai ușor să o recunoaștem, fiindcă deja avem o memorie a acelei persoane care este înregistrată în creierul nostru. Ei bine, celulele albe, leucocitele sistemului imunitar, fac același lucru, înregistrează această memorie a virusului sau a bacteriei respective și în momentul când informația respectivă este necesară la o nouă infecție, ele acționează mult mai puternic ca să elimine infecția. Din cauza asta se află și la baza vaccinurilor, de exemplu, care dau această informație globulelor albe fără să cauzeze infecția, în așa fel încât globulele albe să recunoască infecția mult mai repede și să acționeze mult mai eficient, în așa fel încât oamenii să nu devină într-atât de bolnavi sau să nu devină bolnavi deloc, fiindcă virusul sau bacteria este eliminată foarte repede. Peste câțiva ani, epidemia aceasta de coronavirus va fi mai redusă. Sunt două scenarii posibile. Un scenariu încă posibil, deși acum devine tot mai greu, este că țările respective unde sunt acum infecții reușesc să-l țină în frâu complet, să nu se răspândească în toate țările și atunci poate fi scenariul care s-a întâmplat din fericire cu virusul SARS, de exemplu, care a dispărut în momentul acela. El s-a răspândit atunci în câteva țări, nu așa de multe ca actualul coronavirus, nu infecta chiar așa de ușor ca actualul coronavirus, dar a reușit să fie oprit. Încă există o șansă, dar șansa nu este, adevărul este că nu este foarte mare în momentul ăsta să reușim să-l oprim. O a doua posibilitate, care în momentul ăsta încet încet devine mai plauzibilă, este că se va răspândi peste tot și el va deveni endemic, îl numim așa, în sensul că va fi în populație. Dar într-adevăr, prima dată când există un astfel de virus, relativ multe persoane din populație vor face infecția, fiindcă nu există această memorie imună, dar al doilea an, al treilea an și așa mai departe, în timpul sezonului, va fi tot mai puțin respectiv din cauza că tot mai mulți oameni vor avea memoria imună a virusului respectiv și vor fi imuni, deci nu vor mai fi infectați practic de acel virus. În plus de asta, bineînțeles, noi sperăm că acum, dacă va veni, să zicem, primăvara, cât de repede, acesta este probabil, nu știm 100%, dar probabil este un virus căruia nu-i place căldura și sperăm ca numărul de infecții să scadă în momentul în care vremea devine mai caldă, ceea ce ne va da ceva timp extra, 6-9 luni, probabil până la sezonul următor, pentru dezvoltarea unor vaccinuri, la fel ca și vaccinurile gripale. Și atunci, la următorul sezon, va putea fi vaccinată lumea și cu atât mai mult se vor face mai puține infecții în momentul respectiv. Am citit că spuneți că această memorie a sistemului imunitar poate fi cumva educată, să spun așa, între ghilimele, prin vaccinuri. Care ar fi mecanismul acesta prin care sistemul imun poate fi antrenat? Da, este exact adevărat. Practic, sistemul imun este antrenat să recunoască mai ușor infecțiile. Întotdeauna, de exemplu, la fel ca la poliție, să zicem, este exact același lucru. Când trebuie să prinzi un criminal periculos, ce trebuie să știe polițistul? Cum arată criminalul, practic? Îi arăți o poză omului, atunci îl recunoaște, că atunci când se duce pe stradă și întâlnește criminalul, să-l aresteze. Cam același lucru face și vaccinul, practic. Vaccinul arată, să zicem așa, o poză a virusului, a bacteriei periculoase și așa mai departe. Care nu este, poza, de exemplu, nu este periculoasă. Când o vezi, nu te atacă, să zic. Dacă este un criminal periculos, poza nu te atacă, fiindcă n-are cum.
Exact la fel, un vaccin nu este periculos, este o bucată, practic, din virus sau din bacterie care este prezentată sistemului imun. Este o parte din virus sau o bacterie care, practic, nu poate cauza infecție, dar care poate fi recunoscută. Este ca și cum, într-adevăr, polițistului se arată un mulaj, să zic, al feței criminalului, îl simte, știe cum arată și așa mai departe, dar nu este criminalul periculos. Dar în momentul când întâlnești criminalul, respectiv infecția cu virus sau bacterie, o recunoști foarte repede și poți să îl elimini, practic. În momentul acesta, încă nu avem un tratament pentru coronavirus, să nu uităm că știm acest virus de numai 2-3 luni sau cât timp. Totuși trebuie să fim un pic impresionați de cât de mult s-a schimbat și sistemul medical și cât de rapid au reușit oamenii. Să nu uităm, am izolat virusul, am aflat care este cauza bolii în aproximativ o lună. Când în istorie s-a întâmplat să avem o infecție nouă, practic, și noi să știm cauza acelei infecții, cauza acelei boli într-o lună. În același timp s-au luat niște măsuri extrem de rapide, extrem de importante pentru a se limita răspândirea virusului foarte repede. Atât autoritățile chineze au colaborat cu Organizația Mondială a Sănătății, cu celelalte țări, ca să coordineze cum să se răspundă. Totuși putem fi un pic mândri de ce s-a întâmplat și în același timp să nu uităm că în momentul actual sunt cel puțin 10-12 grupuri academice, universități sau firme care lucrează deja la vaccin și există o șansă foarte bună ca în 6-9 luni să avem un vaccin pentru această boală. Când în istorie s-a întâmplat să vină o boală nouă, să o recunoaștem într-o lună și în mai puțin de un an să avem un vaccin pentru boala aceasta? Practic niciodată în istorie. Deci totuși, sistemele medicale, progresul științei și medicinei a înaintat într-un așa ritm încât putem face lucrurile astea. În același timp, sunt în acest moment trialuri clinice, deci studii clinice care încearcă să vadă dacă anumite medicamente care, de exemplu, ajută pentru boala HIV, pentru SIDA, ar putea cumva să ajute și pentru coronavirusuri. Sunt anumite studii clinice care încearcă să vadă dacă imunoterapia cu interferon poate să ajute. Aceste studii deja au început și se efectuează deja. Deci lumea este foarte ocupată să încerce să găsească tratamente, prevenții și așa mai departe. Deci, în principiu, eu sunt optimist că va fi bine, dar, bineînțeles, este o infecție serioasă pe care trebuie să tratăm cu toată seriozitatea și, din păcate, sunt oameni care sunt bolnavi grav în momentul acesta cu boala, dar, din fericire, este un procentaj foarte mic din cei care sunt infectați. A fost un progres foarte mare în ultimii 20 de ani, 10 ani și așa mai departe. Cercetarea medicală și cercetarea în general este crucială. Trebuie să ne dăm seama că, mai ales în momente de genul ăsta, că cercetarea nu este un lux pe care sunt câțiva cercetători care într-un turn de fielders, ca să zic așa, cercetează așa ce le trece lor prin cap, ceea ce este foarte important de asemenea, dar toată cercetarea care se face în acest moment în domeniul medical, în momentul biologic, dar și în momentul tehnologic, în momentul fizic și așa mai departe, are un impact extraordinar asupra vieții noastre de fiecare zi și este crucial, bine, pentru bunăstarea medicală a unei națiuni, a omenirii în general, pentru sănătate, dar în același timp pentru progresul tehnologic, toate lucrurile. Telefoanele mobile pe care le avem sunt rezultatul cercetării din ultimii 20 de ani, practic, în domeniul tehnologic. La fel, noile medicamente, noile tratamente care se dau în cancer, în boli infecțioase, în miocard infarct și așa mai departe. Deci lumea merge înainte și acest lucru este crucial să-l facem mai departe.